Salutare! Astăzi vom vorbi despre inflație și ciclurile economice, capitolul 9 din cartea lui Murray Rothbard, Pentru o nouă libertate. Sau cum a fost tradus în românește, la Itramisis, Împotriva socialismului monetar. Capitol. Capitolul, da. Capitolul 9. Da. În acest capitol, Rothbard detaliază ciclurile economice, ciclul de boom și bust din perioada modernă a economiei și inflația care însoțește expandarea creditului în epoca modernă. Mai degrabă ciclu economic, e general inflație. Mă rog, da. Și el detaliază răspunsul dat la crize de Keynes și de școala austriacă de economie. Problema pe care o detectează el în a doua ediție, în 76, când vorbește despre stagflația din 73-74, a răspunsului keynesian la acea criză, este faptul că un paradox pe care teoria lui Keynes nu l-a prevăzut, și anume inflație în timpul unei recesiuni, și școala austriacă de economie atunci a avut un reveniment și a fost adusă în prim planul teoriilor economice. Readusă, da. În prim planul teoriilor economice. Hai. Pentru a găsi un răspuns mai bun la ceea ce se întâmpla în realitate. Scuze. Da. Deci Hayek ia Nobelul în 74 chiar pe asta. Da. Chiar pe crize. Da. În momentele alea, deci în anii respectivi, mai multe universități americane au avut conferințe pe tema recesiunilor și a ciclurilor economice cu invitație a școlii austriece de economie, și se părea că răspunsurile keynesiene vor fi date uitări. N-a fost așa însă. Ce spunea Keynes? În momentele de recesiune trebuie ca guvernul să intervină prin scăderea dobânzii de referință, astfel încât ciclul economic, boom-ul economic să poată fi reluat și să nu ajungem într-o depresiune economică. De asemenea, prin micșorarea dobânzii se dorea și creșterea cererii agregate prin faptul că oamenii își luau mai ușor credit pentru a stimula consumul. Astfel încât recesiunea să devină ceva foarte ușor, foarte digerabil și populația să nu sufere. Însă, în momentul de boom economic, statul ar fi trebuit să se retragă din economie, conform teoriei lui Keynes, iar acest boom economic să fie moderat prin taxare. Păi asta se cheamă că se retrăgea. Exact asta mă pregăteam să te interup, să ia măsuri anticiclice, nu că să se retragă din economie. Nu, e o chestie... Da, să se retragă doar prin stimulare. Contradictorie, adică ce faci? Crești cheltuielile într-o recesie, nu? Da. Și scazi taxele. Da. Pentru un liberal clasic când aude asta, stai... Cum? Da, e o contradicție. Cu ce faci cheltuielile alea publice? Nu le faci cu taxele? Nu. Le faci prin, conform teoriei lui Keynes, le faci prin împrumuturi, pur și simplu. Prin monetizarea datoriei publice. Taxare viitoare. Taxare viitoare, da. Asta e și critica lui Mises la Keynes, că tu nu poți crește cererea agregată pentru că o reduci pe aia din privat. Și oricum, deci datoria publică pentru Keynes este, nu este o problemă. Deci,
statul poate să împrumute oricum pentru că el este suveran și el emite moneda. Sau să printeze. Da. Da. Deci, pentru el nu poate fi o problemă faptul că datoria este un acer. Uite, eu nu mai țin minte dacă la Keynes, deci Keynesul Keynes, nu interpretez și alții care vin după, chiar ai boom, nu mi-e clar. În cartea aia lui, teoria, nu știu ce, teoria generală, impresia mea e că problema lui e depresia și cum să ieși de acolo. Da. Deci n-ar fi, el se pare că asta e mai degrabă făcută de discipoli ai alea prociclice și nu știu ce, ai boom, basta. Pentru el nu, avea o depresiune și cum ieșim de acolo? Păi cu dobânzi mici, cu nu știu ce. Cu inflație? Da. Deci care era experimentul crucial de care vorbea Rothbard? Că ai și inflație și șomaș simultan. Pentru Keynes, da, avea inflație, tipărai bani ca să scapi de șomaș. Pentru că muncitorii nu acceptau concedieri. Dar ideea e ce faci când le ai pe ambele în același timp. Da. Adică trebuie să apeși și pe frână și pe accelerație. Da, da, da. Mm-hmm. Bine, și e foarte amuzant că în anii 70 chestia asta era prezentată ca fiind o chestie nouă, când adică se întâlniseră prima oară cu stagflația, când de fapt noi în istoria recentă, da, de la Global Financial Crisis încoace, nu mai într-un asemenea univers stăm, inclusiv în America, dar mai ales în spațiul euro, unde a fost problema asta până de curând foarte constant, adică de atunci, de fapt din 2009 și până astăzi nu pot să pentru că s-a nici guvernele nici nu au mai ținut cont de niște teoria lui Keynes, și anume în momentul în care avem boom economic, până n-a fost. Nu, n-a mai fost. Adică boom economice? Din 2009 încoace n-a fost. Da, Europa n-a fost niciun boom economic încoace. din 70, la perioada asta mă refer. Da, da. Dar din 70, sau, mă rog, după al doilea război mondial, ar fi trebuit să avem cicluri din astea și statul să intervină și să retragă din economie sau să își crească datoria și să își micșoreze datoria în funcție de aceste cicluri. Ceea ce nu s-a întâmplat. Am avut boom-ul în anii 90 și în anii 2000, când a fost dot-com. Statul tot timpul se împrumuta, deci era tot timpul pe, ca și cum ar fi o recesiune continuă. Da. Știi la ce mă gândeam? Nu e chiar așa. Adică în anii 90, culmea, Bill Clinton. Da. N-ai zice că, da, așa e. Bill Clinton a fost ultimul președinte din Statele Unite care a balansat bugetul, care a avut excedent bugetar 2 ani la rând. Nu te-ai așteptat de la un democrat. Dar ăla a fost ultimul moment în care mai ținea cineva cont de ceva. Și din cauza acestei zicem, îndatorări publice a statului, a oricărui stat, școala austriacă spune că aceasta este cauza inflației și nu antreprenorii care măresc prețurile pur și simplu că așa li se pare lor. Cine a îndatorarea? Da, îndatorarea, printarea, monetizarea datoriei asta, publice, da, generează inflație. Și argumentul foarte haios la împotriva lăcomiei întreprinzătorilor este, păi, de ce nu erau lacomi și înainte? Cum de n-au crescut înainte prețurile? E destul de simplu. Asta tot revine asta cu lăcomia și la criza din 2008, tot așa. Dom'le, explicați-i una teologic. N-are legătură cu banii, cu nu știu, cu dobând. Omul e lacom, e o ființă căzută și aici e. Și da, tu poți, cum a zis și Alexandru, păi lăcomia nu exista și în anii 90 sau a apărut în 2000. Bine, aici te pune cu... Aș trage o paralelă cu pseudo-doctorii și doctorii adevărați. Dacă te duci la un, să zicem, un pseudo-doctor, se uită la tine, zice, uite, ia aici un ceai de nu știu ce să-ți scadă febra. Tu te duci, scade febra, peste 3 zile mori, pentru că nu te-a diagnosticat corect. Adică câteodată astea, ce trebuie să înțelegem e că
depresiunea, expansiunea economică, șomajul, inflația, toate astea sunt simptome ale unei chestii structurale. Și atunci când găsim explicații simple, de genul, sunt și date în carte, că e la un moment dat, sunt trecute, îmi place că e trecut prin toate explicațiile posibile pentru inflație, ori că sunt antreprenorii sunt lacom, da, sunt nesătui, ori că sindicatele pun presiune pe oamenii de afaceri și atunci crește prețul unei unități de muncă și atunci asta se rostogolește mai jos în toate. Deci tot lăcomie. Deci tot lăcomie, dar e pe partea ailaltă, ori că sunt, și zicea asta ultima cea mai tare, că sunt consumatorii, sunt, și o vedem și acum cu hoarderii, sunt hoarderii care... Nu lasă banii să creează penurie în piață și de asta sunt ei prea lacom. Nu, în sensul că... Cei care cumpără 7 baxuri de făină, adică consumă mult. Și asta împinge prețul în sus. Și ideea e că la o primă vedere, toate astea au un corespondent. E ideea, domne, ai ceva în gât, îți vine să tușești. Da? Adică e adevărat. Dar poate e un cancer, da, care ai ceva ăla și nu e deloc întâmplătoare. Aleasă boala. Nu se rezolvă cu supă de pui. Nu, exact, poate că nu se rezolvă. Sau poate dacă tu iei un antihistaminic, un steroid care să nu-ți cadă reflexul, știi, deranjul, da? Asta nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Tu nu mai tușești, dar și tot la fel. Nici nu poți să atribui, nu poți să zici că domnule ai făcut cancer dacă e polen în aer, știi? Adică nu poți să atribui o cauză. Adică tușești de la polen într-un fel, dar câteodată tușești și de la altceva. Adică nu toată tusea e de la polen. Știi? Adică există presiune. Toate chestiile astea trei de care am vorbit sunt... Pe lanțul cauzal undeva. Aplică o presiune asupra prețului, dar nu sunt cauzale. Nu cauzează inflația în sine. Și inflația, să se facem în circulele noastre, circulă două definiții ale inflației. Să dăm o definiție. Este o dată mărirea masei monetare sau este creșterea generalizată a prețurilor? Noi o folosim prima. Creșterea masei monetare. Este mai mult. Dacă e o creștere generalizată a prețurilor, noi i-am zice, ca să diferențiem, noi i-am zice creșterea prețurilor. Nu, dacă ar fi... Pe lanțul cauzal ar fi inflația, așa cum o înțelege mainstream-ul acum, cea mai creșterea prețurilor, este cauzată de inflația pe care o spunem aici, da. Creșterea masei monetare. Exact. Da, și asta se explică și în capitol și asta vrem noi să explicăm aici, apropo de fundamente. Deci, că și Rothbard o ia de la Ana și Caiaf. Ce e un ban? Păi un ban este orice bun pe care îl aleg oamenii pentru schimburi între ei. Și îl aleg pentru că își păstrează valoarea, este dorit de alții, deci poate să-l pasezi ușor. Ușor ca să transportat, divizibil. Exact. Mm-hmm. După care, pe acest fundament sănătos într-o piață liberă între oameni în care își aleg ce vor ei ca bani, deasupra ai statul care își arogă și instituie el un monopol, numai eu mă ocup de bani. După care, istoric, oamenii foloseau aur și argint. Și statele au plecat de pe standardul de aur și argint ca să trece repede prin fundamentele astea. Și se ocupă de masa monetară. Cine poate să crească masa monetară? Numai statul poate să crească masa monetară. De ce? În funcție de, în principal, interesele politice și economice de moment. Pentru că inflația nu ajută decât vremelnic, pe termen scurt. Deci nu e Putin de vină pentru inflație. Da, asta e... Oficial. Asta e râsul de pe lume, știi? E Putin de vină pentru Putin creșterea... Putin a făcut ceva. Așa. Ceilalți au zis, putem să printăm.
Și au printat, deci dacă râsul e așa, el a fost așa un fel de pretext. Nu s-a apreciat rubla, parcă nu era. La un moment dat s-a apreciat. Bine, dacă e să iei, discut, să iei știri din interiorul Rusiei, acolo, și acolo se simte inflație. Deci se simte o creștere a prețurilor, inclusiv la magazin. Dar nu, mie îmi place asta că, domne, că dai vina pe Putin că ți-a crescut prețul la benzină în Statele Unite. Tu fiind producător de petrol și importând petrol din Rusia. Știi? E asta că Putin e de vină, îmi place că a ajuns acum în perioada asta, da, deci Putin e de vină, zic nemții, o să trebuiască să acceptăm că trebuie să mai tăiem curentul la pe aici pe acolo. Da, în timpul iernii mai tăiem din curent, că domne, e Putin de vină, n-avem gaze din cauza lui. Ok, și tu zici, da, păi nemții, știm că e dependentă de Rusia pe gaze, ok, poate, da? Și a scris oferta. Da, ideea e la iarnă, da? Deci nemții zic, la iarnă o să ne confruntăm cu o criză energetică, o să trească să mai oprim, facem rolling blackout, să tăiem curentul ca pe vremea lui Ceaușescu. Și zici, da, Putin, ok, știi care e faza? În Australia e iarna acum. Uh-huh. Da? Ce trebuie să facă australienii iarna asta? Să taie curentul. Din când în când. Cauza lui Putin. Putin nu exportează gaz în Australia. N-are nicio legătură cu Australia. Poate indirect, de? Nu știu. Nu, asta, exact, asta cu poate indirect e exact genul în care accepti explicația aia că, domne, sunt consumatori, cumpără prea mult, sunt lacom, știi? Sau sunt producători. Adică sunt nu lacom, e adevărat. Știi? Deci e o explicație care se potrivește pe... Și e la fel și am trecut prin chestia asta și cu COVID-ul. Sunt două explicații care pare că se potrivește într-un context local. Da, același lucru când se întâmplă în altă parte și explicația nu mai poate să meargă. Eventual acolo e altă explicație. Acolo trebuie să fie o altă explicație locală. Este că dacă nu ar fi avut inflație a masei monetare, Europa, orice stat, chiar dacă prețul la petrol din cauza Rusiei ar fi crescut. Așa. Consumatorii s-ar fi orientat cu aceiași bani. Nu, ok, cumpăr mai puține lucruri din alte părți. Da? Eu mai puțină făină pentru că mă costă mult motorina. Da. Eu mai... Deci, creșterea prețurilor generalizate nu s-ar fi întâmplat. Ar fi fost creșterea... Sectorială, da. Că și în agricultură... Da, de energie o folosești. Da, totul este puțin elastică. Este într-adevăr, dar te drămui ei. Pentru că chiar dacă, da, să zicem că 80% din produse depinde de prețul motorinei, având aceiași bani pe piață, te strângeai de undeva. N-aveai cum. Oamenii trebuia să-și ajusteze consumul. Pentru că sunt aceiași bani. Interesul... Luai mai puțin. A, și luai mai puțin. N-aveai creștere generalizată, vrei să zici. Adică măslinele scădeau, că zăceai consumul, da, de... Castraveții, roșiile, eu știu. Deci, ce vreau să spun este că... Nu e suficient. Cauza, da, că principala cauza creșterii generalizate a prețurilor nu este, să zicem, o secetă sau o creștere momentană a prețului petrolului sau ceva de asta, ci creșterea masei monetare. Uite, când începe să circule explicația asta și printre oamenii simpli, adică am vorbit cu oameni care nu erau specialiști în școala austriacă și spunea, da, au tipărit bani. Tipăresc bani, tipăresc bani. Uh-huh. Asta e bine că, da, începe să-și, pentru că exact asta mă ajunge Rothbard să povestească, că exact explicația asta trebuie obscurantizată, în sensul că ei nu... Noi am readus-o, bine, și mă aștept la un moment dat să fie dată cu fake news, știi? Pentru că ei de fapt nu mai tipăresc bani, ci dau, e tot ciclul ăla de expansiune a creditului de care...
de care vorbește, care a fost introdus tocmai pentru a elimina, pentru a elimina soluția asta ușoară, știi, că domne, statul tipărește bani, el controlează tiparnița cu bani, când tipărește bani ne e rău, păi poate că ar fi o idee, știi, că tot votăm o dată la 4 ani, să-i spunem să nu mai tipărească bani. În ce a zis, ok, nu mai tipăresc bani. Gata. S-a rezolvat. Luăm împrumuturi. Deci, pe lângă efectele economice, gândește că este total imoral ca cineva să muncească pentru un salariu, pentru niște bani, și altcineva să tipărească pur și simplu, așa îi se pare lui că ar fi bine. Bravo, exact. Asta e crucial. Deci, unii muncesc pentru banii aia, alții... Deci asta apasă, e un furt înainte de orice furt. Ce ți se pare că ea a ajuns acolo fără muncă? Mulțumesc. Una e să ajungi acolo cu muncă, una e să faci ce faci acolo. Da, sunt niște skill-uri. Ei sunt aleși. Asta ne învață public choice. Sunt niște skill-uri. Multă lume vrea să fie în locul lui Dragnea, de exemplu. Sau lui Isărescu. Mai degrabă Isărescu acum. Dragnea a fost și pe la Bulău o tură, nu cred că... Nu cred că ar schimba mult. A trebuit să renunțe la mustață la un moment dat. Dar ai un point în sensul că tu nu schimbi bunuri și servicii. Tu doar tipărești niște bani și folosești un status quo monopolist, ca ai cu exerciția legal tender se numește, tu ai dreptul de a face bani. Un om obișnuit nu are voie să facă bani. Intră la pușcărie dacă face chestia asta. Un om obișnuit are dreptul legitim, ca să dau repede și soluția, pentru că ei sunt foarte mari. Mulți oameni o să zică, ăștia sunt foarte mari, ce să le faci? Dar înțelegem această problemă. Uite ce să le faci. Să-i trăznești. Ideal și legitim ar fi ca oamenii să se apuce să folosească între ei, în schimburile pe care le fac, bani pe care îi consideră sănătoși. Ok, e greu de ales acum. Ce să mai alegi sănătos? Atenție! Că statul se luptă din toate puterile să nu se întâmple chestia asta, da? În sensul că dacă cumva te apuci să faci ceva, orice, care poate fi încadrat la activitate comercială și tu te apuci să o faci în alți bani sau în altă monedă, se supără statul. Da, oricum, te bagă la fraudă fiscală. Și întotdeauna plățile finale trebuie făcute în banul acceptat de stat local. În cazul nostru, leu și alte monede din alte țări. Uite, când vreau să... Când se miră câte un om, păi și cum ar funcționa agențiile alea de protecție Broadbartiene? Nu înțeleg cum ar funcționa. Eu îi zic, păi nu știu, e ca la pufuleți. Acum mă gândesc, chiar e ca la pufuleți, că și pufuleții sunt supra-reglementați și nu. S-ar putea să fie mai ușor. Uite, înainte să trecem la punctul următor, aș vrea să, că simt că ăsta e momentul și urmează să dispară, să reînsumăm puțin pentru toată lumea care este de fapt relația dintre bani și restul bunilor din economie. Da, banii pe de-o parte, orice ar fi ei, da, inclusiv că sunt... scoici, aur, cupru, orice, hârtii, da? Chiar și lei tramvai, cum îi avem astăzi, da? Reprezintă, pe de o parte, o marfă care este schimbabilă, da? Care poate fi schimbată pe restul mărfurilor, care, și bunurilor și serviciilor care există în toată economia. Și acum, dacă ai un spațiu economic, să zicem România, da? Și în interiorul spațiului economic ăsta ai o sumă, nu o putem determina, da? O putem teoretiza, da? Ai o sumă totală de bunuri și servicii care pot fi oferite la un moment dat. Da? În același timp, în tot spațiul ăsta economic, ai o sumă totală de lei tramvai care există. Da? Ok, astea două, fiind schimbabile, fiind interschimbabile, în sensul că dai lei, iei bunuri și servicii, prestezi servicii, vinzi bunuri pe lei tramvai, da? Astea fiind singurele schimburi în spațiul ăsta, asta înseamnă că se creează o relație între totalitatea celor două lucruri. Da? Și acum, făcând și
subsumat, ăstea vine toată liota aia de preferințe individuale care se apucă și determină prețurile. Dar ideea este că toată suma preferințelor, da, o să fie dependentă, da, deci toată suma preferințelor, prețurile în lei tramvai pentru toate bunurile și serviciile, o să fie dependente de totalitatea de bani care există ca să dai la ei. Au mai nu știu, poate că nouă ne e mai ușor să ne imaginăm chestia asta pentru că am trăit prin hiperinflația din anii 90. Da? Când când foarte mulți români aveau în casă un sertar cu bani puși deoparte, cash, pentru mormântare. În care până la urmă, da, pentru că n-au murit la începutul anilor 90, au ajuns bani de pâine. Și de foarte puțină pâine. Eu știam invers, că îți dai câteva mașini și a ajuns pentru o mormântare. Da, mă rog, ok, bine. Înseamnă că ne învârtim în cercuri diferite, da? Unii aveau buzunarele mai lat, alții aveau sertare mai adânci decât, da, decât mai știu eu. Mai știu pe unii care aveau un apartament de achitat, în urmă, în rate. Așa. În urmă, îl puteau achita cu mărutul restul de la pâine. Ah, nu s-a, nu s-a actualizat prețul. S-a actualizat, da, da, da. Adică era ieftin, vrei să știi. Da, da, da. A ajuns ieftin, da. Uite, apropo, cumva, ideea că noi, zice și Rothbard, trăim într-o epocă inflaționistă. Nu trăim în secolul XIX. Scădea prețul bunurilor. Corect. Noi nu ne mai imaginăm. Bine, și acum scad. Uite, da, teoretic, corect. Hai să revenind la ideea de dinainte, da, cu cele două spații, că să reprezentăm ce ai zis. Da? Dacă ai suma totală a bunurilor și serviciilor și suma totală a monezii într-un spațiu economic, ok. Teoretic, dacă îți cresc bunurile și serviciile, da, se numește crește economia, da? Ok, asta înseamnă că o să ai mai multe bunuri și servicii, da? Și aceeași masă de monedă. Deci, automat, prețurile trebuie să scadă ca să poți să schimbe. Să poți să execuți schimbul între ele două. Pe când, ok, și ai putea spune că viziunea, nu știu dacă neapărat keynesianistă, dar sigur viziunea lor care visează la o inflație minimă, știi, an de an, este că să pună în concordanță creșterea masei monetare cu creșterea economiei, astfel încât, cel puțin în termen nominal, da, prețurile să pară că rămân la fel. Da. Da, asta e. Dar, teoretic, atunci când banii ăștia nu poți să-i crești din buzunar, da, și asupra lor, de exemplu, pe vremea când masa monetară, da, era reprezentată de aur, da, și aurul ăsta trebuia și el scos din pământ, avea niște neregularități în drumul lui de a ajunge pe piață. Da? Nu puteai să ai o corespondență și în cea mai mare măsură, în cea mai mare parte a timpului, exact. Cum economia se dezvolta, vedeai o scădere a costurilor peste tot în lume, tocmai din cauza asta. Dar și acum ai scădere, da? Și explicația care e? Creșterea e atât de mare? Scăderea e în... ai scădere... Ce n-ai la mărar? Păi da, ai scădere în sectoare, în sensul că acolo e funcție de ofertă, e funcție de ofertă locală. Creșterea de ofertă locală în sector îți generează scăderea prețului. Dar e în interiorul sectorului. Ori noi acolo vorbeam generalizat, la nivel peste tot. Deci nu scade și la mașini și la o groază de... Păi nu la toate. Nu, uite că nu scade. Hai să o luăm așa, la începutul anilor... La apartamente nu scade. Deci în 2000, să zicem în 2005, da, puteai să iei cea mai ieftină mașină, 4.000 de euro. Da? Mai ia-ți o mașină cu 4.000 de euro azi. Da, ce de la Peter. Nu, nu. Încearcă 8.000. Exact. Plus că 9, poți să spui așa, 9, 4, da. Chiar dacă zicem, prețul la telefon a scăzut, gândește ce ar fi scăzut în cazul în care n-ar fi avut politica inflaționistă. Exact. Știi că nouă ne place, să vorbim, da, de chestia care nu se vede din asta. Da. Deci tendința asta
vrei să zici tu, Vali, ce zice și Rothbard, că tendința prețului ar fi să scadă dacă tot și crește. Cantitatea de bunuri se pare că ea crește. Da. A trebuit să... Și asta e o chestie bună, nu pentru om obișnuit, nu? Că e mai ieftin. Da. Poate să cumpere mai multe lucruri, să aibă un nivel de trai mai... Îi crește puterea de cumpărare. Bine, poate să-i dea, în, poate să-i dea puțin dureri de cap. Asta apropo de ideile pe care, mă rog, nu reușesc eu să le transmit, să mi le așez corect în cap când vine vorba de, să zicem, de niște bani sănătoși non-inflaționabile și cantitate finită, da? Putea spune că poate să-ți dea peste cap calculul economic, în sensul că tu te aștepți, deci tu introduci banii, dar e moneda se deflaționează. Pe de altă parte poți să dai pe partea elaltă că totuși puterea ta de cumpărare crește sau... Da. Nu, dar îți complică calculul puțin. Nu, te înveți. Așa cum te-ai învățat cu asta inflaționistă, probabil că te înveți cu alea. Probabil că te înveți. Pe secolul XIX cum făceau. Și nu zice mai rău, zice mai bine. Plus că lucrurile astea nu se întâmplă brusc, unu, n-ai o creștere fulminantă a unei producții și să te să lovească de un perete din ăsta deflaționar în care... Da, de unde să luăm bani? Plus că am mai vorbit noi și aș zice-o acum numai ca idee că dacă ești pe o piață liberă, poți oricând să-ți adopți alte bunuri ca materii, da? Alte materiale. Alte materiale de monedă care să poți să... Da. Ca să ajute la creștere. Practic ai o... Nu e o inflație, ci e o... Adaptare. Tot e o inflație, dar e pe termen, adică în sensul că tu treci într-o altă monedă ca să poți să-ți completezi nevoia. Da, ok. Nu, dar ai așteptări deflaționiste, chiar dacă, nu știu, ai costuri de 1 euro și vinzi la 50, dar tu știi că, mă rog, azi e 5, atât de deflaționist și știi că ia 50 de cenți mai puternici decât euro la punctul respectiv. Da. Așa cum apoi inflaționist. Da, e foarte greu de reprezentat. Mai sunt diferențe între cele două situații. Poate de-aia și prostit lumea, știi? Da. Atunci e piața liberă, deci este care reglează lucrurile. Pentru că acum sunt unii într-un birou care ai de așteptări de ele să știe și să regleze lucrurile prin politicile lor monetare. Da, ce... bine, e... Mai multă încredere aș avea într-o situație deflaționistă și piața liberă să rezolve situația decât... Oscilațiile, uite că nu începem discuția despre ciclurile de afaceri. Stai. Și oscilațiile n-ar fi atât de mari pe piața liberă. Exact, dar stai să nu ieșim, că numai o chestie mai am de zis despre bani. Tu dacă ești pe o piață liberă, nu o să ai o cantitate fixă de... Că tocmai ai și zis că aurul să mai scotea într-o rată de 1,5-2% pe an. Dacă îți crește economia, o să și scoată mai multe... Mai mult aur din pământ. Plus că, din nou, dacă ești pe o piață liberă, ce am zis mai devreme, poți să accepti mai mult argint la schimburi. Dar n-ai nevoie de aur mai mult. Rothbard și austerice spun că orice ofertă e. Poate să fie și un gram toată oferta. Nu, dar poate să se pierde, că aurul de fapt se pierde. Unii nu ne-am avut, dar l-am pierdut, nu știu pe unde. Cum să mai pierd și cripto. Sau tezaurul furat de ruși. Da, nu s-a pierdut, știm unde ea a fost transferat. Și voiam să mai zic ceva. Uita. Pe aia că o să mai scoți. Și oricum, stabilitatea prețurilor, cum o urmăresc unii, este ceva irealizabil. Asta da? Vreau să zic. Da. Okay. Păi de ce e irealizabil? Da, e regula clară, e impersonală, nu mai depinzi de arbitrarul politic. Da. De ce nu ar fi? Depinzi de subiectivismul participațiilor la piață. Exact. Foarte mult. Și nici nu e normal să, dom'le, vreau ca o pâine totdeauna să coste 0,1 grame de aur. Nu. Tot timpul e o chestie relativă, va apare când o penurie de pâine, când suprapoziție de pâine. Deci cum scade, vine Milton Friedman și stipărește. Ideea e că prețul, da, deci orice prețul oricărui bun, da, e dat de întâlnirea graficelor, da, de cerere și ofertă, dar cererea aia este și ea
are alte constrângeri pe lângă valorizarea subiectivă, ai și cantitatea de bani pe care o ai tu în sine, pe care poți să-i faci, alte preferințe, câți copii ai, nu știu, tot felul de chestii care poate să impacteze cererea aia. Deci, întotdeauna e mai degrabă o oscilație în jurul punctului de echilibru decât altceva și tot. E tocmai o oscilație pentru că în clipa în care se duce prea mult în oricare dintre direcții, ăsta este un semnal pentru, fie pentru producători, fie pentru consumatori, ca să își crească oferta, respectiv să își reducă cererea dacă e mai sus, da, sau invers. Uite, o critică la asta cu 2% era că dacă faci cu dobândă compozită până la pensie, îți ia cam și mai din pensie. Ce, inflația în sine? Da, asta mică știm. Păi, dar dacă da, vin socialiștii socialiști spun, păi de asta o indexăm cu inflația în fiecare an. Păi cu tot că indexare. Nu. Și, ok, whatever, dar... Că și indexarea aia se indexează compozit, dacă o indexezi an de an, ajunge să indexeze indexul. Se compune singur. Nu crește. Da. Să nu uităm cine măsoară inflația. Dacă îi întreb pe oameni cât e inflația, fiecare o să aibă cifre diferite, pentru că au coșuri diferite. Dacă faci o inflație din asta agregată, o să aplice aceeași dinamică pe care ați zis-o mai devreme la prețuri agregate. Na, unele o să scadă, altele și o să zic, a, păi în medie inflația este 14, e cam mare, dar e ok. Păi bine, dar unii consumă mult din ce le trebuie în afacerile lor, de exemplu combustibil. Păi așa că aia cât au crescut? 70%. Da. E o diferență uriașă. Ci de aia n-ar trebui să își dea cu părerea, să printeze bani, să țină monopol și să... Pretenția lor să bage, că, să nu că e de reprezentativ coșul ăla, știi? E reprezentativ, da, domnule, cam asta consumă om. Pentru omul mediu. Sau bine, tu poți spune, păi da, da, să fim toți om, tu manipulezi coșul ăla cum vrei. Deci ai băgat computerele nu știu când sau bai și scoți ce vrei tu pe acolo ca să-ți dea. Da, 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 da. Deci așa cum manipulează banii, manipulează și indicii. Da, da, asta contează mai puțin, că în piață se simte mai degrabă, adică... Da. Indiferent ce spune, cât spune guvernul că e inflația, te duci la piață, știi cât e. Nu-ți trebuie să... Adică, mă rog, chiar dacă nu știi să o exprimi, știi cu cât ai dat mai mult. Întreb acum în ciclurile economice și nu... avem sistemul rezervelor federale și sistemul bancar cu rezerve fracționare mai întâi. Da, da, da. Și din cauza astuia apare boom-ul și bust-ul. Explicăm cum se monetizează datoria publică a statelor? Nu. Dacă, da, dacă o simți, sistem, dacă da, o simți eu. Da. Deci sistemul de rezerve fracționare, ce înseamnă asta? Înseamnă că avem o entitate bancară care poate tipări bani având în rezervă, în conturile băncii, depozite de, să zicem, o fracție din ceea ce creditează clienților. Dacă ai, să zicem, 10 lei în bancă, depuși de diversi oameni, poți, mi se pare că în România... Nu știu cât e multiplicatorul în România, dar joacă-l 10. Cu 10. Joacă-l cu 10. Rodbatter joacă cu 6, ca să fie ușor. Era, pe vremea era mai... Dar nu, acum în America e mai mult. În România este mai conservatoare pe rezerva asta decât în America. Deci, având în 10 lei în bancă, banca respectivă poate să tipărească 90 de lei. E bun, și aici trebuie să facem o diferență în sensul că noi spunem tipărire, dar ei de fapt ce fac... creează un cont electronic, în cont, da, creează un cont o obligație. Adică ei dau împrumuturi în valoare de cutare lucru, da, care înseamnă că își deschid depozite, da, și sunt banii în cont. Și de obicei, atunci când discutăm de împrumuturi de genul ăsta, nu apucă să se convertească în cash. Deci nu apucă să vadă lumina zilei decât undeva foarte, foarte târziu, mult mai jos și de obicei de la altă bancă, dacă e cazul, știi, în sensul că să zicem că tu faci un împrumut ca să-ți cumperi, nu știu, să zicem,
televizor. Televizor. Da, ok. În anii 90. Da, un credit cu buletinul. Nu, să zicem că să cumperi cherestea, dacă așa vrei să faci nu știu ce, uh-huh, te apuci să construiești căsuțe pentru pitici în pădure. Da? Și te duci la o firmă și cumperi chiarestea, da? Tu faci un transfer bancar la firma respectivă, da, în contul firmei, care e teoretic la altă bancă sau, mă rog, la aceeași bancă, nu e nevoie de acasă să complicăm lucrurile în contul unei alte bani. Ajung banii ăștia care au fost creați de banca ta atunci când ți-au dat împrumutul respectiv. Ok, bun. Și acum firma asta, să zicem că i-are, da, și ca să simplificăm lucrurile, să spunem că firma plătește niște angajați. Cum le spune? Lucrători? Tăietori de lemne. Da. Da, care ei se duc în pădure să taie, să taie copaci. Și ăstora le dă bani, acum plățile tot la fel, nu se fac în mână, da? Le dă bani pe card. Da? Și ce înseamnă? Înseamnă că transferă din contul, din contul firmei respective în conturile tuturor tăietorilor ăstora de lemne. Tăietorii de lemne se duc și ei la magazin, unii cumpără cu cardul, unii să zicem că vor să se ducă la cârciumă. Și la cârciumă în sat e încă pe cash, da? Și atunci tu, tăietorul de lemne care vrea să se ducă la cârciumă, pe caie, mă rog, treci pe la un bancomat, da? Al băncii lui, care deja poate să fie o a treia bancă complet diferită de banca care ți-a emis ție banii. Și de la bancomatul ăla scoate el niște cash. Abia atunci. Abia atunci apare o corespondență între cash-ul aflat deja în circulație, da? Și banii creați de banca ta prin împrumutul respectiv. Dar în momentul în care... Asta e open market. Operațiunea pieței deschise, ce a încercat ăsta Valentin să descrie. Nu? Nu. Ba, dacă a vorbit de... N-ai zis că și BNR nu cumpără... Seamănă. Nu, încă n-am ajuns la ăsta. Și dacă... Nu, doar discutam ca să înțeleagă cum creează băncile bani efectiv și... Păi, dar n-ai început cu începutul. Ei nu se văd... Da, n-am început cu începutul, dar am început de unde a început Gabi. Da. Deci, asta fac băncile comerciale. Ele așa generează bani. Banca centrală generează și ea bani din nimic. Cum face asta? Prin, cum a zis Costel, prin operațiuni de piață deschisă. Deschisă. De cinix. Da. Și ce face? De exemplu ăla simplu. Cumpără datoria guvernului. Da, nu, încep. Nu, e ok. Cumpără un calculator. Asta o Rothbard, ideea perversă e în felul următor. Dacă noi presupunem că Banca Națională, da, este diferită de guvern, știi că ziceai și pe episodul trecut că domne e independentă. Nu e, pentru că ce face Banca Națională, da? Scrieși pe site. Banca Națională. Banca Națională, deci statul emite așa zisele obligațiuni de stat, da? Vrea statul să facă bani, emite obligațiunea de stat. Vine Banca Națională, ok, mai vin câțiva, nu știu dacă sunt șmecheri sau fraieri, da? Care să le cumpere de pe piața liberă, dar teoretic presupun că Banca Națională are drept de preemțiune, zice, le iau eu. Da? Și cum le ia ea? Tipărind bani. Noi, din nimic, deci zero. Deci el spune, uite, eu cumpăr obligațiuni în valoare de atât și... Da, spre deosebire de băncile comerciale, banca centrală, în orice stat, n-are nevoie de niște rezerve ca să fie părească. Dom'le, eu am multiplicatorul, nu știu, l-am infinit. Da, la ei nu există. Nu au nevoie de rezerve ca băncile comerciale. Mulți oameni au impresia că banca centrală e așa un fel de asigurător mutual al băncilor. Și băncile cotizează la banca centrală și le mai ajută, e așa un fel de... Nu, are un fost separat. Da, nu m-am gândit asta. Regula de 2% nu o ține în creu? Cine? Regula de 2%. Regula de 2%? Care e regula de 2%? Dobânda de referință pe care o dă BNR-ul. Nu, aia să nu multiplici. Aia sunt pentru băncile comerciale.
Nu, nu, stai, nu, stai, nu, că dobânda, deci dobânda de referință. Ții... Cum ții stabilitatea prețului? A, prin targetul de inflație, 2%? Așa. Da, este asta, da. Păi are o limită. Asta deci e limita mai... pe care și-o impune ea însăși, deci, dar poate să o joace... Mie mi se pare mie că 2% acum... Ai auzit o grămadă de explicații de-a lungul timpului de ce n-a dar nu e ceva. Să țintă da. Și mereu a fost depășită. E că nu e ceva matematic, domnule, dacă am 10 lei în... Dar da, se cam țin, totuși de ea, nu? Nu. Nu. Cum nu se țină? Păi acum e 13%. Și e la... Pe pandemie, dar înainte. A, da, sigur, sunt lucruri speciale. Când e bine, o nimerește, dacă am 1-2% variație. În sens că de obicei depășește cu 1-2%. Da, deci... Dar nu e ceva, domne, am inflația 2%, e ceva, o limită fizică, știi, ca și cum ai avea, să zicem, matematic. Am 10 lei în depozite, mai mult de 100 de lei nu pot să tipăresc, să zicem, am ultimatul 10. E fizic, nu se poate. Nu e 101, 199, pe acolo. Nu. Deci, ideea pe care o spune Milton Friedman acum este că în, scuze, Milton Friedman, Rothbard, dar l-ai dat pe Friedman și mi-a rămas în cap. Spune că în economie circulă foarte, foarte, foarte mulți bani. Mult mai mulți bani decât decât au fost ei tipăriți fizic. Și am explicat cum, pentru că eu sunt niște bani care circulă din cont în cont în cont în cont, n-ajung niciodată să vadă, să vadă lumina zilei. Mai nou, nici nu mai ai voie să umbli cu cash. Mă rog, asta... Să faci cash. Asta o să discutăm în partea conspirațională, în partea dar conspiraționistă cum, de sfârșit. Dar cum îi numești? Depozite la cerere, cecuri? Da, cont curent. Asta multe, M1, M2, sunt multe tipuri de da, o să le discutăm și pe astea un picuț mai încolo. Ajungem și la asta, le facem inventarul un picuț mai încolo. Spuneam că... Roba spune că sunt o grămadă de bani, da, în economie. Mulți dintre ei nici nu văd lumina zilei. Dacă ar fi să aplicăm presiune pe bancă și să convertim absolut toți banii, acești bani scripturali, le spune, să-i convertim în cash, da, băncile, în primul rând, nu au atâția, da, ar da din colț în colț și spune Rothbard aici, n-ar avea ce să facă decât să se adreseze băncii centrale. Da? Da. Pe de ce? Pentru că banca centrală, cum a spus și Gabi, poate să-i printeze din nimic. Da? Ea nu caută să facă chestia asta, dar este... ar putea. Și atunci, dacă are o bancă din asta dificultăți financiare, da? Ea vine la banca centrală și zice, băi, s-au trezit ăștia, vor bani. Și atunci banca centrală îi acordă sub formă de împrumut, da? Cash, cât să o scoată din problemă. Ghilimele, rahat, da, închidem ghilimele. Să limiteze, retrage, n-am mai fost așa. Ce, se încearcă chestia asta, da. Bineînțeles. Dar cu toate astea nu îi dă oricât. Trebuie să bine, dacă vrea uite pe indicatorii acolo. Nu, 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 nu. Poate să o lasă de exemplu. Rothbard spune că la un moment dat, alternativa este să se prăbușească banca. Și dacă nu accept, poate să se prăbușe. Deci s-a prăbușit cum s-a prăbușit Lehman Brothers, da? Dar, de exemplu, AIG nu s-a prăbușit. Deutsche Bank nu s-a prăbușit. Da. Da? Pe alea le-a scos guvernul federal din depinde de voința, deci avem, din rahat. Depinde de voința stăpânului, da. Deci avem așa, avem băncile între ele au acel fond de rezervă pe care poți să-l utilizezi în caz că au nevoie de cash. După aia, ultimul lender of last resort e BNR-ul sau, mă rog, sau Fed-ul, da? Sau Fed-ul. Dar și ăia apelează, în funcție de parametri de indice respectiv, câte depozite au, când ce a termen, câți bani în cont curent, diverse, au ei niște formule asta, acolo. Da, ți-am spus, asta e varianta asta oficială e și ideală care a trebuit. Dar teoretic, poate atunci când zice this was too big to fail, da, s-a poate terminat. Poate să dea. Cum se implementează? De exemplu, chiar am nevoie. Pot foarte bine să mă duc la cum își monetizează, de exemplu, statul la datoria asta. Deci, la guvern, cumperi niște hârtii de acolo, obligațiuni. Da. Te duci cu ele, care sunt aur pentru BNR, te duci la BNR și pe baza alea, ce ai cumpărat de 1000 deci de lei tu, obligațiuni. Tu, banc comercială, fiind reușit să cumperi obligațiunile de stat, da. Te duci cu ele la BNR, BNR zice, haps,
E perfect, este o rezervă perfectă. Ai voie cu de 10 ori să multiplici ce ai cumpărat. Și atunci te-ai salvat. Te împrumuți la alte bancă, de exemplu, rapid. Nu te împrumuți. Te-ai împrumutat, ți-ai creat depozite deja. Adică poți să începi să dai bani. Da, nu mai e nevoie să mai rezerva respectivă, da. Să mai împrumuți nimic. Da. Da, și asta ar fi metoda achizițiilor open market de care vorbea Rothbard acolo. Ok, înainte de a trece la partea a doua, am spus că o să discutăm un pic despre ce înseamnă printarea de bani cu adevărat și felul în care ne tot întrebăm noi și acum noi aici am văzut deja emisiunile, am văzut deja pozele, teoretic ar trebui să apară pe ecran și pentru voi. Prima poză aici avem creșterea masei monetare, vorbim de dolari, că în principiu dolarii sunt ceea ce contează. Creșterea masei monetare înainte să ajungem la teoria boom-bust, trebuie să vorbim un pic și de standardul de aur. Ok. Așa, avem aici că de fapt aici s-a putut ajunge doar pentru că s-a bypassat standardul. S-a renunțat la standardul de aur. Dar revenim asupra lui. Deci, în poza asta vedeți creșterea masei monetare care a fost făcută în Statele Unite în 2009, odată cu marea criză financiară. Da? Și spun marea criză financiară pe un asemenea ton, pentru că creșterea asta nu a avut efectul dorit, dacă țineți minte, asta a fost ceea ce s-a numit primul quantitative easing, din nici nu știu cât au fost, 6-7. Uh-huh. Dar le putem vedea după aia cu ochiul liber, în următoarea poză, unde se întinde până la 2014. Da? Și vedeți pentru referință prima și teoretic a mai fost un al doilea, al treilea și cel puțin un al patrulea care a avut stadiu prelungit și pare aproape interminabil. Da, se duce până în 2014. Spune gata. Pentru cei care ascultă ca și podcast audio doar, avem așa, în 2008 eram pe la 800 de milioane de dolari. 800 mii de milioane, vine 800 miliarde de dolari, datoria, baza monetară totală. După aceea, în 2010, a crescut, după marea criză financiară. S-a dublat aproape, da? Peste 1.600 miliarde. Iar în 2015, cred, a ajuns la 4 trilioane. Da. 4 trilioane. Da. Bun. Cam așa. Ok. Și știu că aici o să inserăm o memă rapidă despre cum arată, știu că primele două pagini au fost fără linia zero, au fost grafuri truncate fără linia zero, dar ca să vedeți o imagine de perspectivă, nu știu dacă țineți minte, în 2000 s-a întâmplat ceva care s-a numit pandemie. 2020. Da? 2020, scuze, corect, mulțumesc, da? Și uite ce s-a întâmplat cu masa monetară atunci. Graful ăsta merge la zero. Și pentru cei care ascultă, cât era la începutul 2020 până la sfârșitul 2020, aproape că s-a dublat. Era 4 trilioane la într-un 7 an. Trilioane. Dacă mai țineți minte discuția pe care o aveam în precedent, segment, când vorbeam de cele două lucruri care se schimbă unul pentru celălalt, masa totală monetară o aveam pe mâna dreaptă și totalul de bunuri și servicii, ar fi 100% inflație dacă în pandemia respectivă n-ai fi avut și contracție economică. Da? Impusă de reglementările statului, da? Care s-a întâmplat peste tot în lume. În sensul că noi aici vorbim numai de dolari, dar chestia asta, o imagine în oglindă, s-a petrecut absolut peste tot în lume, da? Deci 100% este the positive. Ar fi cazul cel mai fericit posibil, da? Asta o dată. Al doilea lucru, ziceam că discutăm un pic despre ce înseamnă
M1 și M2 și cum se definesc ele. Da? Deci M1, cea mai strictă definiție a masei monetare, da, include banii și banii fizici și care sunt în circulație. Asta este varianta cea mai strictă. Banii cont curent. Nu, aici nu sunt, vorbesc de coins and currency in circulation. Varianta un pic mai mare este conturile curente. Deci varianta cea mai restrictivă a definiției de M1 nu include conturile curente. Varianta acceptată peste tot include și conturile curente. Da? În M2 reprezintă o masă monetară extinsă care include de asemenea în M1 se mai includ și instrumente fiscale convertibile imediat, gen bonuri de masă, gen de vacanță. Traveler's check, ce? Explicați-le, domnule. O să fie link-ul jos. Și de ce zic, are articolul, are rotbacul, un articol, chiar așa se numește. Modulul 12 din macroeconomie, curs de permanent. E o carte a lui Rothbard, Controverse economice, și un articol de acolo exact pe chestia asta. Detaliază toate instrumentele și asigurări de viață sau nu știu tot ce. Okay. Deci masa monetară, cum o vede el. O să punem și acest articol jos în link. E că în prima masă monetară intră orice care poate fi orice poate fi convertit poți imediat. Poți să cumpere rapid o pâine sau un kilogram de ulei. Mhm. Pe când în celelalte mase matare sunt chestii depozite la se luni, prezintă, nu poți să lichidezi rapid. Teoretic nu, sunt incluse depozitele pe care poți să le lichidezi contra unui cost. Da. Deci sunt incluse și acele depozite care, deci nu unul de 30 de ani, da, care nu poți să te atingi. Teoretic niciunul de 3 luni, dacă nu poți să lichidezi, nu intră, nu intră acolo. Știi? Sunt vorba de depozitele de... Mai sunt alte emuri? Nu. Bine, mai sunt și imobilizările pe timp astea care sunt excluse din M2. Da. Okay. M2? Păi ăsta e, M2 este M1 plus depozitele care poți să le lichidezi contra cost, plus fonduri financiare, da, din care poți să te-ți extragi. Deci tu ți-ai pus bani într-un fond și tu poți să-i extragi, nu imediat, ci cu anumite costuri. Certificatele de depunere, bonuri, cum le spune, treasury bonds, da, care sunt convertibile, care să fie convertibile rapid. În ce masă monetară sunt trecute toate derivativele și instrumentele? Nu intră alea, nu intră. Sunt market funds. Și astea nu se măsoară? Sunt în M2. Ok. Sunt în M2. Auzi un caiet dintr-un sat ce? Bună întrebare. Un caiet depozit la cerere? Sat? Nu, e creditare. E M2. Ar fi M2. Da, e creditare simplă, ar fi M2. Pentru că tu nu poți să-l transformi imediat în bani. Adică trebuie să aștepți să ia la pieță. Să aștepți să dea la bani, da. Și tu dacă ești poștaș. Așa. Și ai control direct pe pensia lui. La fel. Dacă ai control direct pe pensia lui, tot trebuie să aștepți ziua plății. Deci tot te blochează. Așa. Și spuneam că trebuie să vorbim un pic înainte să trecem la partea a doua de standardul aur și implicațiile pe care le-a avut pentru că vorbeam și înainte, da, am menționat întreagăt că, domnule, pe vremea când totul era convertibil la standard aur, nu era atât de simplu să creezi inflație. De fapt, în timp primului război mondial, da? Teoretic, când a început primul război mondial, lumea era foarte încrezătoare în ideea că războiul se va termina până la Crăciun. De ce? Pentru că știau cât costă, știau câți bani au combatanții și-au făcut calculul că, ok, se termină banii, o să plece acasă, nu mai au cum să plătească soldații. Și ca să poată să plătească soldații, atunci țările combatante din primul război mondial au început rând pe rând să se debaraseze de standardul
convertibilității în aur pentru propriile lor monezi pentru a putea să inflaționeze moneda, să tipărească practic din nimic. Vedem astfel că, deși reprezenta o barieră slabă, în sensul că ea a fost trecută ok, nu spunem că e ușor, dar era totuși un război, adică au fost oare niște circumstanțe care le-au permis să facă manevra asta, da? Da? Revoluția a rămas permanentă, știi? Ce? Revoluția a rămas permanentă. Păi, da, dar asta zic că, deși bariera, să spunem că a existat în perioada precedentă, da, i-a ținut bine, nici nu existau băncile centrale și ele au jucat un rol în faptul ăsta, că guvernele au trebuit să se pună de acord cu băncile centrale, băncile centrale s-au pus de acord între ele și așa s-a putut realiza tot procesul. Dar înainte, în epoca de dinainte, da, convertibilitatea în aurului a oprit în mare parte inflația. Ok, poate să vină lumea și să spună, păi și Imperiul Roman. Da, da, Imperiul Roman s-a prăbușit. Imperiul Roman, când s-a apucat să facă inflație, devalorizându-și, deci pentru cine nu știe, Imperiul Roman la un moment dat avea dinarii din argint și s-a apucat să inflaționeze. În sensul că le schimba, de ce erau făcuți 90% din argint, și le schimba cantitatea de argint din ea. Deci schimba concentrația, da, exact. Astfel încât inițial avea 5 grame sau scria 5 grame și era de 3. Nu. Pur și simplu punea alt metal în el. Nu mai avea nici. Nu era, n-avea argint. Da, deci dacă la începutul erau post-Nixon. Dacă la începutul perioadei, da, erau ceva de genul 90% din argint, din aia la sfârșitul perioadei ajunsese să aibă sub 1%. Deci erau metal direct. Nu știu și cât s-a prăbușit, n-a ținut. Nu știu cât e legenda asta, se pare că Nero ar fi fost primul. Nu mai țin minte care a pornit. Eu știam că un Aurelian. Da. Și uite, el primit o ironie, nu știu cum a definit altfel. Putem vedea evoluția acestor monede la BNR. Sunt la BNR. Vede cum se inflaționează. Au crescut, au scăzut. Erau ce mai mici. Da. Nu știu dacă e primit sau pur și simplu concentrația, dar explic acolo. Uitați cum se inflaționea pe vremea Imperiului Roman. Aolo, și trag singuri. Noi nu facem așa acum, dar ne facem mai elevat acum, din birou, da. Nu punem mâna pe metale. Întrerupem emisiunea să vă aducem aminte că dacă vă place ce se discută, jos aveți buton de like, aveți un buton de share, un buton de subscribe și că tot vorbim de bani, mai jos aveți, Doamne ferește, și un link către Patreon. Doamne ajută! Ciclul de afaceri și creditul bancar. Dar trebuie să zic mai bine aici expansiunea aia. Creditului, care creează ciclul ăsta de boom și bust. Spuneam la început că există două teorii prin care ciclul economic de boom și bust, observat în secolul XIX, este explicat de economiști. Avem antreprenorii care sunt de vină, odată, pe de o parte, și pe de altă parte avem Ricardo, care spune, domne, nu, teoria monetarismul, politica economică, politica monetară, este cea care creează acest boom și bust. Poate ar fi bine să explicăm mai întâi și la ce ne referim când zicem ciclul de boom și bust. Okay. Deci avem o perioadă de expansiune economică în care avem o expansiune a creditului bancar. Deci avem mai antreprenorii se împrumută de la bancă pentru a își mări afacerile sau începe afaceri noi, presupunând că există cerere, deci ei anticipează o cerere pentru produsele pe care le vor produce. Angajează mai mulți oameni. Toată lumea în momentul ăla
începe să se simtă bine, da? O ducem toți bine, rata de șomaj este foarte mică, toată lumea e angajată pe la diverse firme. Deci se întâmplă lucruri, da? E activitate. E o activitate efervescență economică, da. Okay. Generalizată, deci nu într-un anumit domeniu. Și teoretic când crește. Deci dacă e să ne uităm la economie în sine ca la o bilă, așa, da, ea face... Se crește, da. Că se întâmplă mai multe lucruri în ea. Ok. Și la un moment dat, hai să zicem că nu avem nicio teorie deocamdată economică, nu știm de ce, la un moment dat lucrurile astea se inversează. Oamenii sunt dați afară de la joburi, încep să ai falimente. Da, falimente, nu se mai împrumută nimeni de la bănci, băncile și ele sunt pe care să dea faliment. De ce? Pentru că oamenii care au împrumutat bani nu mai au cash flow, nu mai au afacerile să-și achite ratele, care să funcționeze, dar unii dintre ei dau faliment, practic, ok, și atunci rămân cu băncile, rămân pe cap cu creditele neperformante. Da. Dar de ce dau faliment? Păi asta e, acum începe să zicem, dar zicem că asta se întâmplă în realitate, nu avem nicio teorie care să explice boom și bust și de ce se întâmplă lucrurile. Pila aia, da, care de ce a crescut și de ce a crescut și la un moment dat se sparge și se desumplă, face fâs. Și Marx, de exemplu, spunea că antreprenorii și piața liberă sunt de vină și ar trebui să nu, să intervină statul. Da. De ce de vină? Ha? De ce e de vină antreprenor? Pentru că este plafum. Se întinde mai mult decât e plafum. Nu anticipează cum trebuie. Da. Vrea să câștige mai mult, să-și înflorească afacerea. Și avem pe Ricardo. Deci ideea marxistă ar fi asta, că domne, că tu vrei mereu mai mult, da? Și la un moment dat nu se poate mai mult, dar tu vrei mai mult și atunci te întinzi mai mult și cazi. Și în trecut de ce a mers? Uite, m-am întins și în trecut și am mers și acum... Exact, mai mult este că lucrurile astea... Că la un moment dat ajungi la o limită. Dar fii atent că ciclurile astea de boom și bust înainte nu exista. Asta e o chestie apărută în capitalism. Deci, după revoluția industrială. După revoluția industrială, da. Bine, ăla e deci și momentul în care... Deci erau chestii noi, pur și simplu. Nu se mai întâmpla să recunoaște. Secolul XIX erau acolo vreo... O serie din astea, de cicluri de boom și bust, lumea a zis, să le explic un punct de ce apar. Deci ideea e că fenomenul macroeconomie, dacă e să-l privești în felul ăsta, a apărut practic odată cu Revoluția Industrială, pentru că înainte de aia nu exista macroeconomie, existau statele, ghildele, mercantilismul și fenomenul de subzistență. La dreptate am asta atunci, au apărut cu capitalismul, nu? Da, n-apărea un sclavagist. Da, avea dreptate în aceeași măsură în care, susții că becul, da, când se aprinde, tu apeși pe buton. Da, e doar o corelație. Corelația nu e cauza, cauzalitatea e de fapt invers. Apeși pe buton și se aprinde. E ca lăcomia, știi? Ori asta nu apărea cu capitalism. Economia exista și în sclavagism. Lăcomia? Da, bineînțeles, lăcomia exista de când... Adică nu ți identifică. De ce s-au întins? E de altfel, e și catalogată, nu? De Biblie, unul dintre păcatele cardinale. Deci, ok, cel puțin 8.000 de ani. Bine, să nu uităm de lăcomia lui Marx însuși. Păi asta... Păi nu putea să dea vina pe... Știi, de obicei nu vezi ce e rău în tine. Ok. Și deci, Ricardo a fost primul care a... legat expansiunea creditului bancar de aceste cicluri. Și le-a zis așa. Băncile sunt motivate financiar să acorde credite clienților. Din asta își câștigă dobânzi. Da? După aceea, antreprenorii și într-un regim de rezerve fracționare, care se întâmplau și în timpul standardului aur, Ricardo fiind un economist din secolul XIX, antreprenorii se împrumutau, creau afaceri, aveam acest ciclu de boom, angajau oamenii care cu banii din salarii își cumpărau lucruri, da? Aveam și consum,
banii în economia locală erau din ce în ce mai mulți, masa monetară creștea, aveam inflație, prețurile produselor creșteau. Și așa explică Ricardo boom-ul, care inevitabil urma să se închidă printr-un bust, da? Care se regla pe vremea aceea, neavând o bancă centrală și o politică monetară modernă de secolul 20, prin, spune el, prin import și export, deci prin comerț exterior. Pe altă piață unde lucrurile nu luaseră razna ca acolo, și datorită standardului aur, lucrurile în zona economică în care avem inflație, lucrurile devin mai scumpe. Astfel încât oamenii nu mai cumpără de acolo, zicem, o mașină, o pălărie, o rochie, ci se duc pe alte piețe și cumpără de acolo unde lucrurile sunt mai ieftine. Astfel încât comercianții, afaceriștii respectivi nu mai își vând lucrurile, dau faliment, avem basul. Dau afară oameni. Bine, asta e doar jumate, cealaltă jumate e presiunea concurenței din import. Că apare și stimulentul de care vorbeam înainte, da, să deci, începem emisiunea. Oamenii, deci nu e vorba numai de consumatorii care se duc și cumpără de pe alte piețe. Cumpără din alte piețe, ci e vorba și de concurența care este crescută că pe piața internă prin intrarea celor mai multor. Merg împreună, nu? Da, merg, pe asta, exact asta ziceam, asta cu să duc oamenii în afară e jumate și cealaltă jumate e din alții. Că nu mai au ăștia clienți? Da, numai vânzându-și produsele aici, pentru că oamenii se duc în altă parte sau la concurență. De la Bulgari? Da. Îi dau faliment aici. Nu mai pot să-și achide ratele. Da? Dau afară oamenii. Nici băncile nu o duc prea bine că au dat credit degeaba. Deci acum se închide. Deci are loc o afacere de proaste, se închid, care nu erau sustenabile. Și ideea este că în secolul XIX aceste cicluri de boom și bust erau foarte consumat rapid, nu se întindea. Erau mici, sectoriale. Pe când în secolul XX, datorită intervenției statelor, aceste cicluri sunt din ce în ce mai lungi. Unii pot să spună că acum suntem de fapt într-un mare ciclu de recesiune care ar fi trebuit să se închidă în 2000, după dot-com, dar a fost prelungit prin scăderea, prin fiat, scăderea ratei de referință. Am avut după aia în 2008 criza imobiliară, da? Datorită ratei mici, lumea se împrumuta să-și cumpere case, dezvoltatorii se împrumutau să dezvolte case, deci am avut o grămadă de money investments. Bine, a fost mari investiți și în toate produsele alea derivate. Da, conexe din industriile asociate. Da. Așa. Saturn IT a venit și în 2008. Am avut dobânda zero până recent. Da. Începuseră să crească dobânda prin 2014-2015, dar a venit pandemia iarăși la zero. Iarăși datorii publice, iarăși monetizarea datorii. Acum suntem într-o finalizare a... Nu știi dacă suntem într-o dacă finalizare. Vezi că ei par doar să dea drumul mai tare la robinet. Nu vom vedea. Ideea este că recesiunea începută în 2000 n-a fost... Tu ai o problemă, te neci în bani. Și eu zic, da, nicio problemă, dăm mai mulți. Da. Adică nu știu în ce măsură asta duce la finalizare. Adică s-ar putea la un moment dat operațiunea să fie de succes și pacientul să fie murit. Da, învață să înnoți. Asta și pentru că soluțiile lor sunt keynesiste. Da, adică soluțiile keynesiste au apărut înainte de Keynes. Tipărirea de bani și asta. Uite, ai zice că, știi că mă amuza faptul că la început Rothbard pare să fie foarte optimist cu vis-a-vis de... A, s-a lămurit lumea cu Keynes.
Deci, mă, Mario, tu nu cunoști politicienii, chiar nu cunoști politicienii, deci nu există obicei. Nici nu respectă, zicem, teoria keynesiană a ciclului economic. Pentru că ei e și în boom. Iar sunt relaxați. Nu mai există vremuri normale. Deci pot spune că remediul keynesian era revoluționar în situație, era ca la pandemie, știi, o chestie excepțională. Ori la ei e revoluția permanentă. Krugman, și când e totul bine, tot chestiile alea le spune. Creșteți consumul, creșteți. Nu sunt joburi, vine statul și face o autostradă din înconjurăm România de 7 ori și avem, nu mai avem șomaj, nu mai avem nimic. Am creat slujbe. Am creat... Bine, ar putea să le dea nu și probleme. Linguri. Bine, stai. Da, corect. Dar stai să vedem că la ce vremuri vin. Nu-i... Următorul guvern național socialist, adică spre deosebire de actualul guvern național socialist, da? Nu, dar e și chestia asta valorică. Uite, și când vorbim de educație, care era argumentul etatist? E prea puțin. E prea puțină, trebuie să facem la fel și la investiții. Ce zice Keynes? E prea puțin. Trebuie să stimulăm cererea agregată. La fel și aici. Oricum poți să spui că el are conceptul ăsta de output potențial sau oferta agregată. De exemplu, Vali, să zicem, ar fi putut ști latină. Ar fi putut cânta la pian, știi? Ar zice Keynes. De ce? Poți face și acele chestii, știi? De ce faci doar ce faci? Înțelegi? Deci dacă ai perspectiva asta, oricând e nevoie de mai mult. Nu există... De ce stă terenul ăla de pomană, știi? Asta e altă chestie keynesistă, idle resources, știi? Mm-hmm. De ce stau alea de pomană? Păi nu știu, poate ăla aștepta mai bun sau nu știu ce, știi? Nu, trebuie să-i facem condițiile necesare, să iau un credit și să punem la să muncească și pac. De-aia, de fapt... Sau să-l amendăm. De-aia, de fapt, e o gândire stângistă, că și-a dat el cu părerea despre ce ar trebui să facă resursele. Păi de-aia a avut succes și de-aia nu o să ai niciodată Rothbard Nobel-ul, știi? Pentru că a spus chestii pe plac politicienilor, știi? Keynes. Da. Păi, Gabi, zi, intră și în teoria austriacă, ai descris aia lui Ricardo, care e explicația austriacă, de ce se întinde mai mult decât... De ce nu rămân neîntinși? De ce se... Avem școala austriacă prin Mises. A preluat tot așa ciclul teoria lui Boomenbass de la Ricardo și a adaptat-o la secolul 20 și anume spune că datorită politicilor etatiste monetare, inflaționare, da. Acest ciclu de boom și bust există odată prin relaxarea condițiilor de creditare, deci avem boom-ul, și prin îngreunarea, să zicem, a creditării în bust. Și pentru că, deci, de exemplu, în 2000 sau în 2008, când lucrurile luaseră razna, conform teoriei școlii austriece, ar fi trebuit ca guvernul să mărească dobânzile, nu să le scadă, pentru ca curățenia să se întâmple în economie. Deci, pe scurt, ei imprimă niște bani, banii sunt mai ușor de luat, oamenii au semnale greșite despre piață. Asta e ce. Da. Și să apucă și fac investiții proaste, mali investiții. Și sunt proaste pentru adică, uite să zicem, dacă ești... Au avut semnale proaste. Dacă ești dezvoltator imobiliar, hai să zicem o dată, sensibilă la rata dobânzii, zicem la 5%, nu e rentabil. Nu e rentabil afacerea. La 2% e rentabil. Ideea dacă ăștia artificial. Deci, de ce fac să distorsioneze? Hai să o luăm, să luăm un pic tot așa mai pe direct. Pe asta mi se părea cheia. Deci anumite afaceri care inițial nu sunt profitabile, devin profitabile. Devin profitabile în marjă, în comparație. Deci teoretic tu, dacă ai mulți bani, da, poți să stai și să îi ții la bancă. Da? Și banca îți dă o dobândă, să zicem 5%. Okay. Da.
dacă tu ești convins că de pe bursă ai putea să scoți 9% și fără să riști prea mult, de exemplu investind într-un fond de investiții, așa, scoți banii de la bancă, îi duci în bursă. Ca urmare, bursa primește mai mulți bani. Dacă însă ești, să zicem, bine, noi vorbim cu marje de eroare scoase din burtă, da, așa. Dar dacă însă, de exemplu, ești convins că, uite, de să construiești case, da, îți produce o rată de retur a investiției de 5%. Dacă dobânda bancară, da, și să zicem că nu vrei să-ți asumi riscul să te bagi pe bursă. Dacă dobânda bancară e de 5%, atunci stai și nu faci nimic. Pentru că de ce să-ți riști? Tu ții la bancă, ei fac 5% oricum. Dacă însă dobânda bancară este scăzută în mod artificial la 2-3%, 2% să zicem, da, dintr-o dată devine mai interesant pentru tine să te apuci să faci afacerea imobiliară. Asta imobiliară, da? Care ea ar fi fost ținută în afară, deci și tu practic faci-o, deci dacă scăderea dobânzii a fost una artificială, faci o alegere proastă. În sensul că până te apuci tu să termini afacerea și tot, e posibil să te curețe piața, adică să se ajusteze, să treacă în bust și tu să pierzi bani. Ceea ce s-a întâmplat cu mulți în Global Financial Crisis. Nu vedeam chestia asta ca pe o, cum ai prezentat-o tu, ca pe o chestie de cost de oportunitate, ci ca o reducere de costuri. Adică reducerea aia de bani, tu te împrumuți ca să faci casele. Da? Asta, bine, asta e partea a doua. Eu corect, asta corect, 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 corect. Și asta se întâmplă. Asta se întâmplă cel mai mult. Că tu atunci profitabil. Tu atunci, da, devine dintr-o dată profitabil să te împrumuți la 2%, pentru că știi că obții 3% în... Corect, corect, corect. Asta e ideea în care tu pleci fără capitalul inițial. Iar când începe bastul, ți-a stricat toată afacerea. Da. Nu. Adică tu poți să nici nu mai termini mize, să are în vedere și scenariul ăsta în care nu sunt terminate alea. Mm-hmm. Deci dobânda a crescut la 5% și nu, tu nu mai faci nimic, ești blocat. E, și diferența între teoria ricardiană și asta al Mises e exact asta, că nu explica de ce, care e cauza inițială, adică de ce oamenii de afaceri care dintr-o dată, de ce dintr-o dată încep să facă alegeri proaste. Pentru că în mod obișnuit pe piața liberă ai falimente, dar n-ai un halul ăla, adică să aleagă praful, pentru că dacă îți pică niște case, nu îți pică doar acele chestii imobiliare. Între timp s-a făcut o șaurmerie lângă schela aia, s-au mai făcut corect. Și alte chestii. Și pică și alea, deci pică tot castelul de cărți. Cu... Corect, uite, când a stat lumea acasă, da, toate cantinele care s-au deschis pe lângă centrele de birouri, da, au dat faliment. Că a trebuit să stea lumea acasă. Ce mai e la ce? Uite, aici aveam eu o întrebare și poate mi-explică cineva. Mi se pare că explicația asta e nu elimină nimic, adică, deci teoretic tu ca afacerist, da? De ce nu știi? De ce nu știi chestia asta? Adică de ce nu prevezi? Adică de ce nu... uite, tu de exemplu, nu e adevărat că avem... Te referi suntem cu piața toții, liberă sau... Suntem cu toții... Da, în orice piață liberă. Suntem cu toții obișnuiți să facem alegeri din astea contraintuitive. Adică ne place cola, da? Dar dacă bem cola în loc de apă, dăm în diabet. Nu știu, mai... Nu poți anticipa creșterea ratei dobânzii. Dacă ai fi prieten cu Isărescu și să spună mâine fac chestia asta, știi când să te lași. Nu, dar vezi când o o vezi când scade. O vezi că scade artificial. Că problema e scăderea artificială. Ah, la început? Da. De ce intri în joc atunci? Asta... Pentru că poți câștiga. Pentru că ești la timp. Dacă ești la timp, da, nu? Asta e. Deci chiar dacă știi teoria austriacă, chiar dacă știi tot, poți câștiga. Știi?
Dacă ești la timp din joc. Deci e ca la Caritas. Dacă știi că ai intrat între primii... Da, chiar dacă știi teoria, știi că vor urma o criză și nu știu ce, dar nu știi momentul crizei. Feriști. Plus că dacă ai ști teoria austriacă în contextul actual, nici nu ai cum să pariezi pe creșterea dobânzii. Pe menținerea ei la zero pentru o perioadă indefinită. Pentru că știi cum acționează factorul politic. Nu știu dacă e austriacă, asta deci, neapărat. Mi se pare că poziția austriacă, dacă se întâmplă ceva, rezultă aia. Nu spune Mises, va crește vânda, va scădea. Da, nu spune. Îți dar... explică doar condițional. Dacă aia va crește, se întâmplă. Nu. Ce se referă Gabi e că poți să anticipezi motivația politicianului. Că politicienii nu o să acționeze. E mai probabil să scadă decât să crească. Da. Adică la câtă datorie publică există a tuturor statelor, e mai probabil ca dobânda de referință în toate statele, toate băncile centrale, să mențină dobânda cât mai aproape de zero. Deci atunci nu se aplică aceeași regulă și nu se aplică, nu? Că politicienii totuși fac o încălcare etică, adică se pun în, îți dai seama că se pun în mijlocul unui... Nu, mă gândeam... Mecanismul pieței libere este rupt aici. Nu poți să gândești... În contextul actual nu poți să gândești în termeni de piață liberă și de mecanismul cererii și ofertei și așa mai departe. Dobânda este tranzacționată și este stabilită de către participanții într-o piață liberă. Nu. Nu, eu ziceam că îi place lui Costel să spună, știi, câteodată când vine vorba de judecători și pleacă cu pensia asta nesimțită de la mine, e vorba de Ciucu, că mă delimitez fără așa. Păi și atunci dacă antreprenorii nu pot să spună pleacă cu această scădere artificială de la mine să nu te văd, și mai merită să mai putem să-i mă gândeam dacă mai putem să-i taxăm și pe politicieni, știi, că își fac avantaje, dar problema lea e că de fapt ei se scăunează pe o încălcare a principiului non-agresiunii. Ți se pare că ar copita o agresiune antreprenor sau? Păi asta aici zic că ar fi diferența, că antreprenorul n-ar comite o agresiune. N-ar comite, dar doar se adaptează la... Plus că pierde, nu mă bag eu să bag, da, pierde. Așa. Bine, că te bai și mergi. Întotdeauna poți să faci o alegere etică în care să, unii antreprenori sunt convins că nu se bagă. Și nu-i știm noi, nu apar. Da, nu apar pe știri. Să știți că foarte mulți antreprenori n-au luat credite idiote... inflatate de sistem și sunt mai săraci acum și îi vedeți mergând cu daci. Da, banii fiind date de omniprezenți, banii fiind date de omniprezenți, sunt ca și drumurile. Nu mă bag, dar n-am încotro, știi, deci merg pe drum. Da, într-un fel, tot în apa aia moți. Păi cu ce te duci? Bonuri de masă, cu ce mai... Deci ideea este că rata dobânzii asta, de fapt, mai reprezintă și un semnal, adică într-o piață liberă, reprezintă semnalul vis-a-vis de preferința de timp a populației. Da? Cu cât e dobânda mai mică, înseamnă că avem orientare spre consum. Cu cât e dobânda mai mare, avem orientare spre economisire. Da? Și deci, practic, cu cât e dobânda mai mică, e un semnal că lumea vrea să consume, deci e un semnal pentru producători să producă, da? Și dacă ei, de fapt, nu produc, nu? Sau invers? Da, nu știu dacă e asta în mintea antreprenorului. El se gândește că a scăzut un preț, a scăzut și devine profitabil de chestia. Nu știu dacă își pune problema austriacă, stai că e preferință scăzută de timp acum. Mai încolo e... Nu spune așa, dar o spune... Nu, dar o gândește, adică știi, tu multe lucruri... Uite cât cu 0% acum și au ăștia acasă cu 0%. Păi înseamnă că pot să le fac o grămadă, o să-și ia toată lumea așa. Și licei nu o să-și ia acasă. Hai să le fac și lor. Da, adică faptul că dacă tu ai, un fenomen care explică adecvat realitatea, faptul că alții îl aproximează prin alți indicatori, dar de fapt se folosește de același fenomen, tot aia e. Că nu trebuie să-l înțeleagă. De exemplu, știi, nu trebuie să înțelegi... Asta face un savant, înțelegi. Intelectual înseamnă inteligere. Da, bine, ce vreau să zic e că nu trebuie să înțelegi fenomenul de condensare, da, ca să-ți iei o umbrelă când plouă. Da, înțelegi. Noi și analizăm acum, vorbim de un antreprenor din ăsta rațional, e ca mitul consumatorului rațional. Dar ei sunt și ei oameni, unii au preferințe mari de timp,
Unii nu și-au bătut capul cu economia și chiar greșesc. Li se pare că o să facă un lucru bun și după aia nu știu ce i-a lovit, eventual cer niște ajutoare de la stat. Mă rog. Da, dar zici că, uite, unul care e familiarizat cu teoria lui Mises știe că e posibil să se prăjească, adică l-ajută da. Și concret ajută. Da, da, da. Nu le-ai chiar pe nepregătite cum ar fi unul care se uită la Buddha sau nu știu. Uite, de exemplu, unul în 2008, când a, în 2009, când a început dobânzile să scadă, uh-huh. deci el se, conform teoriei austriece, trebuia să urmeze o recesiune, un bust și o curățare a economiei. Și dacă te pregăteai, știi? Da, dar tu nu știi momentul, asta e problema. Păi, momentul dacă nu știi. Dacă n-ai conexiuni politice și nu știu ce. Da, nu. Și uite că până acum, până în 2022, când a început într-adevăr recesiunea, dar și inflația, stăteai și antreprenorial vorbind, pierdeai. Deci uite, e de precizat poate, lumea se miră. Cum să ai și recesiune și, că am mai vorbit până acum, și inflație? Păi lucrurile stau atât de prost. Deci dacă ar fi, dacă doar s-ar fi corectat lucrurile, ar fi fost recesiune. Dacă ar fi fost doar inflație, ar fi fost inflație. Dar lucrurile au fost strâmbate și într-o parte și într-alta, încât acum se întâmplă amândouă și cu atât mai devastator, da. Practic, o să fie. Deci în 2008, când trebuia să avea recesiune și o curățare a economiei, erau 4 miliarde, 4 trilioane masa monetară americană. Nu. Da. Nu. A, nu, erau 800 de miliarde. 800 de miliarde, pardon, 800 de miliarde, da. Și acum avem 7 trilioane, recesiunea de atunci o avem acum. Deci avem și inflația. Deci recesiunea pe care trebuia să o avem atunci pe 800 de miliarde, acum o să o avem, dar pe 7 miliarde de astea. Hai și bine, și asta era, atenție, era la sfârșitul 2021. Ce ne-am uitat cu graficul ăla. Deci s-ar putea să fie mai mult acum pentru că n-au închis tiparnița. Da, acum au zis că din iulie. Se gândesc să știu, am înțeles, nu cred, eu nu-i cred. Adică, de ăsta, banii gratis au ajuns mai rău decât un drog pentru politicieni. Și asta aș zice că înainte să încheiem, să zicem, ok, și cum ieșim? Dar n-ai zis conspirație. Nu se poate ieși. Da. Sunt pesimist, n-ai cum să ieși din chestia asta. Ce, trebuie să fie o corectare. N-ai cum să o aterizezi. Eu premeste că o să ieșim așa, printr-o depresiune economică prelungită, da? Pe zeci de ani. Crezi? Da. Ăștia o să... Sau o să fie violentă. Nu o să fie violent. Adică te curăță pe tine, nu pe economie. Deci o să încerce să amortizeze căderea, da? O să tipărească bani, o să facă tot felul de jumbuștucuri financiare, o să prelungească, o să fie rău, dar îi zic că o să... era și mai rău fără noi. Și așa... Nu pot merge la infinit, uite, n-am discutat asta. Da, până la urmă infinit nu o să pentru că intri în... ajunge într-un punct, nu știu unde am citit asta, la Mises, trebuie să faci o alegere tragică. Ori hiperinflație, ori creștere, ori criză. Da. Și majoritatea aleg criza. Hai să nu fim Zimbabwe, vestici sau așa. Criza. La un moment dat. Dar încă nu. Păi da, de criza. Vedeți că suntem deja de 10 ani și tot n-am... Prin momentul ăla de nu știu câte ore a fi avut ocazia să l aleagă. Să fii profitabil în crize. Adică nu trebuie să uităm nici faptul că, uite, de când s-a descoperit statul asistențial, am avut și episodul Weimar. Adică și n-am ajuns încă acolo. Încă acolo, în momentul în care inflația e atât de mare încât se devalorizează orar. Da? Nici măcar în Venezuela, care, uite, vorba aia. Revoluția franceză, dacă unii economiști o atribuie unei crize economice care a început la 1720 cu compania lui Siena, compania statului francez, mă rog, a regiului, cu coloniile franceze din America. Și acolo au avut tot felul de... jumbuștucuri de astea financiare, da? Criza aia din 1720, cu
Cumpărau și țăranii din fundul Alsaciei, cumpărau obligațiuni la compania asta de stat. O fost așa, ciclu de bune în bază, așa, terminare, până în 1789, când a fost revoluția. Doar că văd că și aia americană a fost. Nu, da. Unii spun că e posibil că și să fie un, facem o cauză a revoluției și asta. Adică a fost niște bulversații economice înainte de revoluție. Alții care au sărăcit o grămadă de lume. Unii spun și că al doilea război mondial ar fi fost din cauza depresiei. Depresiunii economice din 30? Na. Da. Da. Eu aș fi sperat să iasă din discuția de mai devreme că răspunsul e o monedă sănătoasă. Că singurul lucru care îți evită ciclurile astea e o monedă care să nu fie supusă controlului stat. Practic, ce este la baza ciclurilor boom and bust, atât în teoria David Ricardo, cât și în teoria misesiană, este faptul că statul poate, ori el, ori prin interpușii cărora le-a acordat privilegiile respective, să genereze distorsiuni în funcția de ofertă de monedă. Da, și practic să genereze dezechilibre între cele două concepte cu care ne jucam mai devreme, da? Și astea se răspândesc mai jos. Și atunci dacă ai avea o monedă sănătoasă care să nu fie sub controlul unei autorități centrale, ai putea să ai o chestie de genul ăsta. Și revenind la discuția despre monedă inițial, da, noi suntem iarăși poate generația oamenilor care au crescut în anii 90, știu că pe post de monedă poți folosești orice, inclusiv surpriză de la gume turbo, dacă mai țineți minte. Da? Puteai să le dai pentru favoruri, pentru cola, pentru alte gume. Uite de ce ai un pericol moral grav, că oamenii o să zică, păi bine, fă tu moneda aia. Tu zici, păi nu, trebuie să iasă din piață. A, deci nu poți să garantezi nimic? Păi da, uite, statul cât de cât ne garantează ceva. Uite, există. Da? Și ce ai? Ai ouă și găina asta. Ce să faci? Să scapi de stat și să fii în nesiguranță? Sau să fii mai bine păi cu rău decât... o să scapi și de stat. Printr-o monedă pe care nu mai are statul. Că... Statul nu-ți oferă siguranță, știi? Doar siguranță în capul lui, dar nu-ți oferă nicio siguranță. Statul, în clipa în care nu mai are controlul pe monedă, de pe ochii multora o să cadă vălul ăsta și să vadă statul ca fiind un agresor și nimic mai mult. Da, competiția e ca la orice, ca și la portocale și competiția între monede. Dacă vezi că unii, nu știu, umflă, inflaționează, e plecat. Da. Acum nu poți face asta, tu n-ai de unde să... În același timp, oamenii au intuiția asta. Unii păstrează banii în euro, alții păstrează în dolari. Depinde în ce zona lumii sunt, ce fel de lichiditate vor să aibă. Văd la un nivel primar faptul că, da, dar nu-și dau seama competiție că, tatică, da, care, da, poate, că da, ele da. Sunt legate. Se poate și mai bine. Știi că una este duși la CEDO, care e un arbitru că se bat două state, una este CEDO să fie peste drum. Uh-huh. Și să ai 1000 de CEDO. Da. Cam asta e și cu monedele. Yes. Uh-huh. Ei acum cred că nu se mai poate mai mult decât CEDO ăla de unde e. Noi încercăm să-i arătăm că nu, CEDO poate fi peste drum. Bine, ce-am vrut să zic adineauri era că oamenii o să ceară, bine, dar cine garantează lucrurile astea? Și răspunsul este că toți oamenii care înțeleg chestia asta și vor, ei trebuie să apere lucrurile astea. Nu o să-i apere nimeni de ploaie. Competiția un garant. Ideea e că ai servicii mai bune, înțelegi? Nu, dar și... Da, și deci garanții absolute nu poți să ai, că nu pot fi niște gigodii, absolut, niște bănci, știi? Nu, dar și competiția. Dar ai putea să zici cine apără bine, competiția? Bine, da, atunci poți să... Nu, stai. Cine apără competiția? Competiția între agenții de protecție. Din punctul ăsta de vedere este ideea ce generează cererea de monedă. Știi? Și aici putem să ne întindem destul de mult, adică teoretic depinde de la teorie la teorie, da, dar ideea e că cererea de monedă o generează preferința vânzătorilor de bunuri și servicii pentru acea monedă, da? Dar tu dacă, de exemplu, te duci să cumperi, uite, din Venezuela, da? Uh-huh. Ok, și te duci să cumperi cu bolivar, s-ar putea vânzătorii de acolo să zică, nene, e în dolari, nu e în
Bolivar. Știi, uite, de, pe vremuri, în, pe vremuri, în cea, pe vremea Ceaușescu, da, se cumpărau chestii și pe dolari, că în lei nu erau așa de convertibili, din punctul ăsta de vedere. Cea mai bună monedă în Ceaușescu era Kentu. Kentu, da. Care era convertibil, Kentu, care era mai, mai convertibil ca leu. Și deci dacă avem de obicei exemplu că în, de porte. Că în închisori țigările sunt, sunt ban, monedă, da. Îți dai seama în ce hal comunismul era o închisoare, încât Kentu la nivel de societate era un ban, era o unitate de sistem. Era o închisoare toată țara. Da. Pentru că moneda în sine, reluăm, nu este altceva decât valoare stocată pentru viitor. Nu trebuie pentru să duci acolo viitor. Până în Venezuela. În Italia, 2014-2015, când era criza datoriilor suverane în Europa, te duceai la benzinărie și spuneai că vrei să umpli și aveai, prezentai cardul, îți spunea, nu, vreau cash euro. Deci era preferată, era preferat cash-ul față de... Cred că de atunci alea... Față de ce? Față de card. Deci ei nu vreau să primească valoarea un euro a pentru că era o dată, trebuia să arăt pe hârtie fiscalizată, erau alea. După aia nu aveai voie să retragi, că erau probleme în Italia pe vremea aceea. Din bancă și nu aveai voie decât o limită, erau tot felul de condiții, astfel încât banii respectivi de credit, tip credit, erau, nu erau preferați. Asta e o chestie interesantă, că atunci când impui restricții arbitrare asupra cash-ului, da, dintr-o dată știi și te gândești că nu, că ce, că lumea poate să plătească în continuare cu cardul. Și, uite că nu merge întotdeauna. Nu. E, și încotro se îndreaptă. Și ca să ajungem la, mersi că m-ai ridicat la așa, acum urmează conspirația majoră la care făceam referire pe la începutul emisiunii. Adică aveți răbdare vreo 6 luni, un an ca să vedeți că e adevărat. Eu sper că mai mult ca să avem timp să o evităm. Da. Ideea e că am vorbit mai devreme de o metodă de a ieși din recesiunea asta, din care presupune... curățarea economiei, foarte multe faliment, foarte mult faliment, ok. Dar mai e o variantă la care nu ne gândim pentru că nu ni se pare fezabilă, poate. Și asta nu vrem să o acceptăm. Și să elimin din cerere. Să balanceze economia, să scazi inflația distrugând bani. Așa. Și distrugând cerere. Să-ți distrugi bani? Da. Ok, și lumea se gândește, păi stai asta puțin. Asta e doar pentru inflație. Deci că se întâmpla, da? Oprești inflația așa, dar nu recesiunea. Mă rog, oficial nici nu suntem în recesiune. Trebuie să avem acele indicatori economice. Trebuie să se termine inflația mai întâi, da? Ideea este ca să nu o ai transpusă pe toată în prețurile bunurilor și serviciilor. Da? Deci tu spui că prin limitarea cererii și controlul banilor, pur și simplu limitezi creșterea inflației. Nu? Da, și acum, gândește la următorul lucru, da? Să iei cash și să-i arzi, da? E cam greu. Așa. Da? Dar niște bani care sunt pur electronici, da? Pe care poți să decizi când și cum să-i cheltui, tu ca stat fiind să decizi anumite persoane până la ce moment au voie să-l cheltuie, după care expiră, de exemplu, da? Că o teorie de asta a mai fost și am mai auzit-o vorbită, cu banii sunt... care au o dată de expirare, care își pierd valoarea. Ăștia nu mai sunt bani simpli, chiar dacă ăștia electronici care umblă acum sunt bani simpli, ăștia ar fi bani smart, ar avea opțiuni. Îi pornești, îi oprești, le dai termene. Și nici măcar, poți să o dai cu manta. Deci tu zici că la ce mie să spun. Poți să presupun, deci primul pas, da,
este să restrângi folosirea cash-ului, da? Să restrângi extragerile de sau bani, să interzici folosirea cash-ului. Convertirea de bani în cash. Hai până să nu zicem că o interzici, că e foarte, așa, sună foarte ominos, iliberat, știi? Și greu de acceptat, știi? Dar, domne, cash-ul nu e practic, îl restrângem pentru că îți face evaziune fiscală în cash și noi vrem să fie bine și terorism, da, exact, corect, mulțumesc. Așa, droguri, trafic de persoane, chestii de genul ăsta. Și atunci acordăm facilități pentru toată lumea, da, să găsești un POS peste tot, tu doar să dai cu cardul și s-a terminat. Peste tot, în cât mai multe locuri, da, ca să nu mai ai nevoie de cash. Ok, bun. Și după aia, da, punctul 2, poți să spui așa. Nu-mi place de fața ta. Îți refuzăm serviciile. Te trecem pe o listă a persoanelor suspectate de terorism și cerem tuturor băncilor să-ți înghețe fondurile. Ce s-a întâmplat cu banii? A dispărut. N-au ars, dar s-au dezintegrat. A crescut valoarea celorlalți. A scăzut moneda, masa monetară, mă rog. Exact. Ai crescut puterea de cumpărare pe cine? Deci avem o soluție, putem să scăpăm dacă ne supunem complet. și spui nu, că zici ok, ne supunem complet și atunci scăpăm, da? Foarte bine. Numai departe de 2014-2015 în Cipru, na? Au ras 10% din toate depozitele bancare care erau... Nu e așa să fie, gândește că noi am avut carantina. Ce, ares la domiciliu? În Cipru le-a luat din banii din bancă. Exact. Ceea ce se cheamă o tunsoare, le-a făcut un haircut. Deci el avea atâția bani, 10%, hârști. Repede la mine, fug. A fost o taxă de solidaritate făcută odată în viață, sigur, până se schimbă regimul. A fost făcută de duminică noaptea, adică după ce se deschidea a doua zi și Parlamentul s-a întrunit ca să dea legea repede. Duminica ca parlamentari. Ideea e că absolut tot ceea ce am spus până acum nu e SF. S-au întâmplat pe bucăți? La fine, s-a întâmplat săptămâna trecută în România. Banii ăia dați cu 50 de euro pentru pensionarii care au, sau familiile defavorizate care au anumite, ca să încadrează niște limite. Așa. 50 de euro, atât la 2-1 sau ceva de genul ăsta. Ok. Dați printr-un card, deci poștași au dus cardurile la persoanele respective, da, puși pe card banii respectivi și banii aia nu pot fi cheltuiți decât pe produse de bază, care sunt pe lista guvernului. Da. Deci nu poți să faci și am bani, gata, mă duc și... Da, păi chestia asta e același lucru, seamănă un pic cu bonuri, cu cardurile de bonuri de masă. Bon electronic. Bonuri de bani de vacanță, da. Cu bonurile când te duceai la Cora, de exemplu, mai puteai să mai iei pe ceva dacă te înțelegeai cu vânzătoarea. De exemplu, tutun. Cum s-a zis? Da. Pe când acum, fiind pe card, te înțelegi cu vânzătoarea. Nu prea poți să te înțelegi cu vânzătoarea, că iese... Da. Este bunul și asociat unei tranzacții. Deci... Da, are etichetă tranzacția în produse acolo. Ideea este că bonurile de masă sunt oferite de, este externalizat serviciu către o companie privată, da? Și compania privată nu poate să verifice. E la înțelegere, practic, nu e neapărat mandata. Deci tu teoretic ai putea să folosești cardurile alea oriunde te lasă vânzătorul, oriunde ți le acceptă vânzătorul. Practic trebuie să existe un profil al magazinului care să acopere vânzări în măsură de... Și poți să te duci, nu, deci așa în spate. Deci dacă n-a vândut produse în valoare de suma tuturor bunurilor de masă, atunci are probleme. Are probleme. Nu poate să și le convertească în cash. Dar Cora sigur își acoperă, știi, la nivel de magazin toate. Ia își face, adică își face interschimb. Da. Pe când aici ai, fiind direct în slujba guvernului,
la nivel de bon. Se poate face auditul fix pe... Adică ce e pe bon trebuie să fie și nu mai poți să zici, păi stai că le-am luat cu ăla, cu ăla, cu ăla. Bine, într-un fel, concluzia... Controlul este la nivel de individ aici. Deci, poți să... Da, e mai granular, mai, da. Mai finuț. Atunci, cum mai diferențiezi oamenii între ei? Păi o să existe niște sisteme de reputație. Care o să fie ținute de stat. Da. O agenție de stat. De conspirație din asta. Bine, fiind optimist, pot spune că, uite, și lumea poate se revoltă. Una e să discutăm despre ecologie, așa sună frumos, una e să încep să vezi prețurile cum crești. Da. Deci acum se văd, eu se vede Greta, știi, se vede... Sunt de acord de ce spui tu, dar uite, așa, dacă ei te-ai fi așteptat China să fie în flăcări de mult. Da, și nu e. Pentru că au un set de valori. Pentru că au, da, au acceptat prea mult și... Păi da, la europenii sunt mai obraznici puțin. Asta ne... Sau americanii. Asta ne place noi să nouă să... Nu. Americanii, da, americanii nu, par să fie o jumate din ei. De ce nu implementezi un sistem chinez în România? Că n-am mers în prima. A murit Ceaușescu prea recent. Nu, dar eu zic... Vorbim de valorile de acum. Da, de valorile de acum. Oricum, lockdown-ul a mers. Deci lockdown-ul a mers... Da, a mers. Să nu spunem, certificatele Nazi Pass au mers în toată Europa, pentru că de-abia acum s-au retras. Uite că n-au mers, da. În, la noi a mers, da. N-a mers. A mers și la noi. Nu. N-a mers, n-a mers la muncă. Da, a mers în prima fază, dar n-a mers a doua fază și a fost la cârc să treacă și la noi, să știi. Ideea că românii au fost mai tare, asta e. Nu te rupe din prima. Un pic mai tare, zic, decât vezi tu eu. Nu cu mult. Nu te deranjează din prima, ci te ia așa ușor. Nici, uite, de exemplu, și ideea asta a trecerii spre o economie fără cash. Da? Pe nicăieri n-a intrat așa din prima și cu... Nu, dar uite, și în România se folosește acum mult mai puțin cash decât acum 5 ani de zile. Da. Și noi folosim mult mai puțin cash decât acum 5 ani de zile. Și lumea povestește chestia asta de aproape peste tot în lume. Deci inclusiv în Anglia, da? La mama ei, care nu mai e, nu e, care nu e așa. În ultimii 3-4 ani post-Brexit s-a accelerat introducerea cardurilor, ceva de speriat. Deci e lume care... Și în Germania, da, nemții care sunt nemții, poporul din Europa care este cel mai atașat de cash. Deci dacă în Germania se renunță la cash, nimeni din Europa nu o să mai... Deci ei erau, nu știu, poate pe considerente istorice, cei mai atașați de cash din toată Europa, da? Și acolo a început să avanseze foarte puternic acum. E încă în urma altor țări vecinelor, dar... Mă rog, concluzia mea este că oamenii au legitim dreptul să folosească ce vor ei pe post de bani, nu trebuie să se supună impunerilor arbitrare și agresive din partea nimănui despre ce bani să folosească, nu că ăsta e subiectul despre bani. În mod tradițional, aurul a fost un ban stabil și oamenii având dreptul ăsta pot oricând să refuze, după gustul meu, avansurile și agresiunile făcute de stat. Și să le domeniu monetar. Să refuze bani, zici. Să refuze impunerile. Da. Asta e concluzia mea. Legat de ce spuneai tu acum vreo 20 minute, mi-am dus aminte acum că vrei să sugerez că oamenii au nevoie de o autoritate care să răspundă la care este banul sănătos, care este, cum o să facem în cazul în care statul dispare, nu mai ne impune banul și ce monedă să adoptăm. Și asta este o problemă și în domeniul cripto.
ce monedă cripto va fi relevantă și care va fi cea dominantă. Care să le stăpânească pe toate, da. Și în cercurile astea, zicilor, fiecare dintre noi este cel care va decide, fiind suveran, ce monedă va câștiga teren și adopție în viitor. Și în realitate, tradiția și obișnuința, adică Bitcoin, nu? Ca la stat. Mă, deocamdată tradiția spune că aurul, nu Bitcoin-ul. Dar nu știu. Tradiția cripto. A, tradiția cripto. Tradiția cripto, da, Bitcoin. Și dar în afară de Bitcoin, mai e alta care are limit număr finit, care nu poate fi inflaționată? Da, mai sunt câteva. Mai sunt? Mm-hmm. Da, ok, deci există concurență și acolo. Bun, inflația există și în Bitcoin, dar e o limită. Păi nu, băi, asta zic. Da. De la un punct încolo, nu mai poate fi. Deci asta e. Da. Scade. Cum se numește chestia asta? Că scade deflație. Inflația. Deflație. Nu. Nu scade inflația. Scade rata de inflatare. Scade rata de inflatare a masei. A Bitcoinului. Se cheamă cumva, uit. Halving, se spune noi, nu știu. Da. Ok. Asta mă deci. Individul are această putere să decidă, dom'le, eu vreau un alcool să tranzacționez de acum încolo. Dacă acceptă și altul, nu trebuie să apelezi la cineva care da, hai să îmi spună cineva ce monedă e cea bună. E o vedetă austriacă, se numește Tom Woods, a scris o carte, Meltdown, așa, pe criza din 2008. Uite că tot ne referim la cărți de referință. O carte de referință e Marea Depresie din America, de Rothbard, în care analizează, aici așa doar un aperitiv, doar un, dar acolo analizează diverse. Ok, ce zice Woods? Noi nu ne luăm de BNR. Noi nu ne luăm de băncile centrale. Chiar și în criza din 2008, în afară de austrieci, dacă ești la școala de la Chicago, explicații erau, nu știu, reglementările, tot așa, explicațiile alea, consumul, lăcomia, nu știu ce. Și zice, auzi că BNR-ul, mă rog, Fed-ul, e ca elefantul din cameră, știi, pe care nu-l vezi. Orice fac austriecii e na să numească chestia asta, care e foarte nepopulară. Deci noi ne dăm părerea, dar nu, chiar și pe plan local. Deci în afară de austrieci, de intelectualii care împărtășesc cu austriaca, nu vede explicația asta. Se bătea câmpii cu tot felul de chestii. Păi acum, de exemplu, la prețurile pe benzină și motorină, se dă vina pe comercianții de la benzinării. Da. Care au 10 bani în profit. Pe această notă optimistă, vă mulțumim, vă așteptăm săptămâna viitoare și vă urăm libertate, că e mai bună decât toată.